Astăzi a avut loc ședința ordinară în care a fost convocat Consiliul Local în vederea discutării mai multor puncte de pe ordinea de zi, menite să ducă la dezvoltarea comunității. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a avut în vedere întotdeauna dezvoltarea comunității pe toate planurile. Așa că, în cadrul ședinței de astăzi, au fost propuse și discutate, apoi votate 21 de puncte de pe ordinea de zi, care sunt menite pentru a veni în sprijinul cetățenilor și pentru a dezvolta cât mai multe condiții noi de trai pentru severineni. Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru trecerea Spitalului General Căiferate Drobeta Turnu Severin din domeniul public al statului și sub ordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în domeniul public al municipiului Drobeta Turnu Severin și administrarea Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin. Mulți, spune la vot cine este pentru? Primarul municipiului a declarat că lucrurile nu rămân pe loc în orașul nostru. Așadar, astăzi s-au discutat mai multe puncte de pe ordinea de zi referitoare la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al mai multor instituții din municipiu, printre care preluarea Spitalului CFR de către administrația locală, cât și bugetul Consiliului Local pentru anul 2023. Ne-am dat acordul astăzi pentru a prelua Spitalul CFR. Ministerul Transporturilor vrea să renunțe la acest spital. La un moment dat și-au mai manifestat dorința Consiliului Județean, dar a renunțat în favoarea primăriei. Ne dorim să luăm spitalul. Pe primărie nu avem niciun spital. Avem posibilități și pe fonduri europene și pe fonduri locale să dezvoltăm în continuare Spitalul CFR. El este funcțional acum și sunt lucruri bune făcute acolo, dar noi sperăm că luându-l pe primărie îl vom moderniza și îl vom duce mai departe la nivelul următor. Pașii care urmează, așteptăm acum rezultatul comisiei, este o comisie de evaluare la nivelul Secretariatului General al Guvernului, se va face o evaluare. Înțeleg că Spitalul CFR este prins într-un proiect european și până 31 decembrie el nu poate să treacă la o altă entitate, deci vorbim după 1 ianuarie 2024. Astăzi un acord de principiu, în momentul în care vom mai primi informații de la nivel guvernamental, vi le vom transmite și dumneavoastră și cetățenilor. Nu e ușor, dacă ne raportăm la dificultate, nu este ușor, dar ne dorim. Sunt bani, în principiu acest spital se întreține, el a avut la sfârșitul anului peste 2 milioane de lei în cont, deci el este funcțional. Noi am venit mai mult să ne ocupăm de modernizarea bazei pentru a lua aparatură nouă, al moderniza și din punct de vedere al clădirilor, dar și din punct de vedere al aparaturii. Eu zic că e un lucru bun pentru comunitate. Vom vedea, nu este ușor, nu ne-am gândit că ne va fi ușor, dar în momente de ce gen trebuie să-ți asumi responsabilitatea și să cauți soluții pentru comunitate. Un spital aflat în subordinea primăriei poate fi un câștig pentru severineni. Totodată, în cadrul ședinței a fost discutată organizarea Zilei Marinei, ce va avea loc pe data de 15 august de Sfânta Maria, în portul din Drobeta Turnu Severin, aducând astfel bucurie și distracție pentru cei mici și, de ce nu, pentru cei mari. Da, încercăm, anul acesta încercăm mai să ne implicăm mai mult, vrem să dezvoltăm puțin, fiind oraș dunărean, să dezvoltăm puțin manifestările legate de Ziua Marinei, de Sfântă Mărie, vom avea un foc de artificii, vom avea jocuri pentru copii, vom avea jocuri și pentru adulți. Sunt manifestări, zic eu, frumoase pentru orașul nostru. De asemenea, pe ordinea de zi a fost votat și un proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul școlar 2023-2024 a pachetului cu rechizite școlare primul ghiozdan în municipiul Drobeta Turnu Severin. În continuare, municipalitatea, în frunte cu edilul orașului Marius Creciu, discută și aprobă numeroase proiecte menite să ducă la dezvoltarea armonioasă a orașului nostru, fiind mereu atent la nevoile comunității și bunăstarea copiilor noștri.